Salutare, dragilor! Bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Astăzi vă propun câteva exerciții pentru fesieri. Cine nu își dorește un posterior tonifiat sau ferm? Ei bine, trebuie să vă spun că a avea un posterior întărit înseamnă și un trunchi mai stabil, un trunchi, un mijloc mai stabil, dar și un spate protejat. Voi face câteva exerciții suficient de multe într-o singură poziție, deoarece există atât de multe exerciții pentru fesieri. Așadar, pentru cei mai comozi dintre voi, astăzi vă propun câteva exerciții în patrupedie, sprijin pe palme și pe genunchi. Dar haideți să trecem la trebușoară, că avem atât de mult de lucru. Bun, ne așezăm, așa cum vă spuneam, sprijin pe palme și pe genunchi. Am să încep cu cele mai grele, pentru că vreau să mă asigur că o să puteți să le duceți până la capăt. Piciorul întins, lateral, da? Dacă vă este comod, puteți să așezați, să vă sprijiniți pe antebraț. Sigur că vom mai face și pauze între exerciții pentru a evita a face o contractură sau chiar cârcei. Se întâmplă adesea la aceste exerciții să se facă cârcei. Bun, deci facem cu piciorul întins, schimbăm celălalt picior. Bun, haideți, 1, 2, te rog să faci în ritmul tău, puneți muzica pe care tu o agreiezi. Dacă nu reușești să faci numărul de repetări pe care eu îl fac, te rog să faci mai puține, însă m-aș bucura tare mult să duci acest antrenament în ritmul tău până la final. Perfect, deja arde. Ce vă spuneam, că încep cu cele mai grele. La fel, ducem piciorul lateral, în doi și întind. În doi și întind. 3, 4, 5, 6, 7, vom face 10 din fiecare. Dacă reușești 5, 7, este mai mult decât perfect. Ridicăm sus piciorul, îndoim și întind. Și 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așezăm scurt până schimbăm piciorul. Așezăm bazinul pe călcâie. Încercăm să combinăm. Ridicăm lateral, îndoim, întindem jos. Pregătim? 3, 2, 1 și sus, îndoi, întind, cobor. Sus, îndoi, întind, cobor. Nu știu ce așteptări ai de la aceste exerciții. Dacă îți dorești rezultate rapide, atunci va trebui să le faci cât poți tu de des. Da? Dacă dorești doar pentru menținere, 2-3 ori pe săptămână, dacă dorești rezultate și mai bune, atunci poți să le faci liniștit în fiecare zi. Voi mai pregăti un video în altă poziție, da? Pentru că vă spuneam, sunt foarte multe exerciții pentru fesieri, chiar cu propria greutate, nu trebuie să punem neapărat să culezi. Iar dacă duci acest antrenament până la final, vei vedea că oricum vor fi grele aceste exerciții și fără să culezi. Hai și pe celălalt. 1, 2, 3, jos. 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 Haide! 2, 3, nu știu câte avem. Mai fac încă una? Bun. 1, 2, 3, perfect. Așezăm bazinul pe călcâie. Ducem bazinul într-o parte și în cealaltă. Din nou vom ridica piciorul în lateral, dar de data aceasta nu schimbăm forma piciorului, decât direcția, da? Suntem aici, vom duce piciorul lateral.
3, 2, 1 și 1, jos, 2, jos, 3, jos, 4, jos, 5, jos, 6, 7, 8. Desigur, ritmul de asemenea poți să ți-l reglezi singur, da? Poate eu le fac prea repede, dacă le facem mai lent, atunci e posibil să facem și să ne prindă cârcelul cât de repede posibil. 1, schimbăm piciorul, da? 2, ne sprijinim pe palmul, stăm pe antebraț. 3, minunat, hai să mai schimbăm și direcția. Vom merge cu piciorul spre înapoi de data aceasta, ne odihnim mai mult acum. Hai să ne așezăm, duc piciorul un peste celălalt și trag aici, da? Să simțim că ne relaxăm. Bun, și schimbăm celălalt, 3, 2, oare ești aici, mai poți? Sigur că mai putem, nu? Nu ne bate viața și nu ne lăsăm una cu două. Piciorul spre înapoi, da? Spre înapoi, laba piciorului trasă și ridicăm sus piciorul. Și 1, 2, scurte, 3, 4, 5, 6, 7, nu ne oprim. Și acum vom desena un semicer, da? Ca și un curcubeu. Duc lateral. Nu ridic foarte sus piciorul, da? Nu mă interesează triunghi. Vreau un semicer. Și 2, 3, 4. Cum e? Se simte și la un picior și la celălalt, și cel care lucrează, dar și cel care stă. Imediat schimbăm, ultima, minunat, schimbăm același lucru și pe celălalt picior. Mai întâi simple, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bun, și începem curcubeul, cum îmi place mie să spun, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat! Vom duce, te odihnești, îți arăt, vom duce piciorul înapoi și simulez ca și cum ar merge la umăr. Da? Haideți să încercăm. 3, 2, 1 și începem. Și duc la umăr. 2, 3, revin în poziția inițială, da? Totdeauna merge piciorul spre înapoi. Încercăm pe cât posibil să lucrăm corect. 4, 3, 2, 1, minunat, schimbăm celălalt picior, 3, 2, 1 și sus. Duc la umăr, revin. 3, 4, 5. Când îl duc piciorul spre înapoi, încerc să nu îl ridic foarte mult sus, da? 7, 8, 9, 10. Te rog să nu fii surprins, da? Dacă mâine vei avea febră musculară, este firesc și poate de fiecare dată adică este posibil să faci febră musculară, mai ales dacă mărești numărul de repetări, așa că te rog să nu-ți faci griji. Acum am să-ți arăt așa, ducem piciorul sus cât de mult posibil și îl duc peste celălalt, da? Îl duc sus și peste celălalt.
Pregătim. Sper că te-ai odihnit destul. Sus piciorul și îl duc. Îl încrucișez peste celălalt. Nu îl întindem complet sus, da? Rămâne așa. 3, 4, 5, 6. Arde! Nu ne lăsăm! Câte reușești să faci? 5, 7? Nu contează, vei progresa, vei reuși și mai multe. Dacă reușești 10, este minunat și dacă reușești să duci acest antrenament până la final, atunci nu pot decât să te felicit. 5, 6, 7, 8, minunat. Așezăm bazinul pe călcâie. Stânga-dreapta. Facem o pauză mai mărișoară acum. Genunchii la piept. Dacă ai o sticlă cu apă, liniștit, te poți hidrata. Așezăm talpă în talpă. Perfect, vom face din nou câteva exerciții lateral. Vom lovi cu piciorul, vom da cu șutul, da? Hai să încercăm poziția de aici, pleacă piciorul, întind și revine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cum e? Hai încă puțin. Nimic nu se obține ușor, da? Trebuie să lucrăm. Și acum vă spuneam, e important să avem un mijloc mai stabil, trunchiul de asemenea. Așa că nu e doar pentru a avea un aspect plăcut ochiului. Sunt importante aceste exerciții pentru tot corpul nostru. 8, 9, 10. Minunat. Mai avem. Nici nu știu dacă am să reușesc să le fac pe toate, că așa cum vă spuneam, sunt foarte, foarte multe exerciții. Însă am să mai fac câteva spre înapoi. Bun. Așezăm piciorul la 90, aici, îndoim, încercăm să nu-l balansăm, dar rămâne pe loc, genunchiul rămâne pe loc, doar pendulăm gamba, lovim șezuta și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rămân cu el îndoit acolo, nu te opri, rămânem cu el îndoit acolo și duc în sus. Nu îl întind complet, îl duc sus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minunat, schimbăm piciorul celălalt. Aceeași poveste, da? La 90, pendulăm gamba și întindem. 2, 3, 4, 6, 8, rămânem cu el îndoit, sus, jos. Nu-l întindem complet, piciorul rămâne la baza piciorului trasă, să rămână paralelă cu tavanul, cu solul. 'Aceste exerciții probabil că vi se par clasice, însă fără ele n-avem ce să facem. Nu știu, oare mai puteți? Aș vrea să mai fac două exerciții. De fapt, cu direcții diferite. Exercițiul este cam același, dar va fi către exterior și către interior. Nu știu câte minute are acest video.
dacă mai puteți, vă rog să mă însoțiți. Dacă nu, vă puteți opri sau să faceți o pauză. Bun, schimbăm registru, adică exercițiu. Rămânem în aceeași poziție, sprijin pe antebraț. Piciorul rămâne neschimbat, da? Încercăm să mergem cu genunchiul circular către exterior. Și revine în poziția lui inițială, jos. Haideți! 4, 5, 6, 7, 8, încă 2, 9. Să schimbăm piciorul sau o luăm invers? Hai să schimbăm piciorul și după aceea schimbăm celălalt. Da? Exterior. Și 1. Dacă aveți genunchiere, o salteluță, puteți să vi le ajustați. Nu se întâmplă nimic acum dacă nu avem nimic la genunchi. O salteluță este suficientă. Hai încă una. Bun. Și acum schimbăm direcția dinspre exterior în interior. Și cu asta încheiem. Te rog frumos, rămâi aici să terminăm acest antrenament împreună. Da? Din exterior în interior. Și 1, 2, 3, 4. Îl așezăm lângă celălalt, da? Cel care lucrează vine lângă celălalt. 5, 6, 7, 8, încă puțin, 9, 10 și schimbăm. 3, 2, 1 din exterior în interior și vine lângă celălalt, da? După asta o să facem câteva exerciții de revenire pe care vă invit să le faceți, să nu săriți peste ele. Dar sigur, dacă ați început acest antrenament cu mine, trebuie musai să-l încheiați cu mine. Când e musai, cu plăcere, nu? Haideți! Și ultima! Na! Ori ne-am tonifiat astăzi, ori nu. Sunt tare curioasă cum te simți, cât de tare te simți. Bun, așezăm sprijinit pe talpă, ducem genunchii într-o parte. Te rog să-mi scrii în comentarii, să-mi spui cum te simți, cum ți s-a părut, de ce nu să mai îmi dai sugestii. Dacă pot să te ajut cu ceva cu dragă inimă, talpă în talpă. Pe mine totdeauna muzica mă ajută tare mult, îmi dă așa o energie bună. Dacă nu-ți place muzica mea, te rog să spui tu ce muzică îți face plăcere, care îți dă așa un vibe fain. Bun, așezăm talpă în talpă. Ducem picioarele stânga-dreapta. Am să revin, așa cum am spus, și cu un alt video, în altă poziție. Acum am făcut doar într-o singură poziție. Ducem genunchii la piept și ne rulăm înainte și înapoi. Bun, și rămânem pe spate acolo, tragem genunchii la piept. Bun, și desenăm așa niște cercuri cu genunchii, câteva într-o parte, câteva în cealaltă. Bun, talpă, un picior sprijinit pe talpă, celălalt peste. Perfect!
Na, cum vi s-a părut? Sper că v-a plăcut acest antrenament și vi se pare extrem de eficient. M-aș bucura să știu că ați făcut acest exercițiu împreună cu mine. Am să revin, așa cum vă spuneam, și cu un alt video, tot pentru un posterior ferm și tonifiat. Așa că optați pentru a fi în formă, indiferent de vârstă. Până data viitoare, aveți grijă de voi și toate bune!